Poate părea greu de conceput pentru cei din ziua de astăzi. Măsuri care să nu pară violente. Regimul represiv nu era numai realizat de către securitate. Folosindu-se și de miliție. Fiecăruia dintre noi ne-au specificat articolul de lege 167. Am fost pur și simplu turnați la securitate. Condamnarea la moarte și confiscarea tuturor bunurilor din familie. Asta era un sadic. Dosar România. Securitatea la români.